Stimată asistență, stimați colegi, bună ziua! Astăzi avem ședința Curții de Conturi. În ordine de zi este raportul privind auditul conformității asociat auditului de performanță, plinitudinea identificării, înregistrării și cadastrării bunurilor imobile pentru asigurarea integrității patrimoniului public și surselor de venit bugetar. Membrii Curții, dacă sunt, propuneri la ordine de zi. Nu aveți, da? Raportor pe această chestiune o să fie Elena Colibă. Doamna Elena, vă rog. Microfonul, vă rog. Domnule președinte, stimată curte, onorată asistență, Direcția Generală Auditul Autorităților Publice Locale, în conformitate cu programele activității de audit a Curții de Conturi pe anii 2017 și 2018, a realizat și vă prezintă spre audiere raportul auditului conformității cu tematica plinitudinea identificării, înregistrării și cadastrării bunurilor imobile într-o asigurare a integrității patrimoniului public și surselor de venituri bugetare. Obiectivul general al auditului a constat în evaluarea conformității evidenței înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile. În contextul acțiunilor de audit întreprinse, au fost identificate punctele slabe care au generat impedimente semnificative în realizarea procesului de evidență, înregistrare, raportare și gestiune eficientă a bunurilor imobile, care în principal se referă la monitorizarea insuficientă din partea Guvernului a mersul realizării programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile și nealocarea resurselor financiare suficiente a întârziat nepermis de mult inventarierea, delimitarea, cadastrarea și luarea la evidență a bunurilor imobile, proprietate publică, precum și împroprietărirea, înregistrarea drepturilor de proprietate, evaluarea în scopuri fiscale a bunurilor imobile, proprietate privată. Deși conform prevederilor legale din anul 2012, termenul de executare a lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului și a UAT, inclusiv înregistrarea acestora în Registrul Bunurilor Imobile, a fost prelungit până în anul 2018, Guvernul nu a aprobat programul respectiv pentru anii 2013-2018. În consecință, definitivarea procesului și termenii stabiliți este practic imposibil. Neexecutarea prevederilor cadrului legal, lipsa resurselor financiare, precum și preocuparea insuficientă a autorităților publice locale și autorităților publice centrale cu privire la inventarierea și delimitarea bunurilor imobile proprietate publică de stat și locală, a condiționat tergiversarea înregistrării drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile. Conform cadastrului funciar, la situația din 1 ianuarie 2017, sunt înregistrate în total 3.044,5 hectare de terenuri. Din acestea, 442,8 hectare sunt terenuri ale statului, 706,3 hectare terenuri ale UAT și 1.895,4 hectare sunt terenuri proprietate privată, din care în Registrul Bunurilor Imobile sunt identificate și înregistrate doar terenurile cu suprafața de 2066 hectare sau 67,8%, inclusiv 25,9% din terenurile proprietate de stat, 15,9% din terenurile proprietate a UAT și 97,1% din terenurile proprietate privată. Cele mai mici rezultate în înregistrarea bunurilor imobile se constată în raioanele Călăraș, unde neînregistrarea a constituit 56,8% din suprafața totală a terenurilor, urmate de Ungheni 43,1%, Strășeni 46,7%, Florești 43,3%, Sângerei 42,8%, Șoldănești 41,3%. Organul abilitat în administrare și de etatizare proprietății publice a statului este Agenția Proprietății Publice subordonată Guvernului, de competență căreia ține coordonarea activității legale legate de delimitarea bunurilor domeniului public și bunurilor domeniului privat al statului și al unităților administrative teritoriale în conformitate cu legislația. Până la moment nu există o evidență clară privind bunurile domeniului privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, fapt ce cauzează incertitudini la stabilirea regimului juridic al acestora.
Agenția Proprietății Publice a inclus în Registrul Proprietății Publice circa 1600 terenuri proprietate a Republicii Moldova, bazându-se doar pe datele din Registrul Bunurilor Imobile, fără a le registra în evidența contabilă, ceea ce a dus la inițierea unor litigii între Agenția Proprietății Publice și unele autorități publice locale, privind stabilirea proprietății asupra terenurilor, care la rândul său a cauzat stoparea în unele cazuri a încasării plății pentru arenda, folosirea terenurilor aferente în bugetele locale. De exemplu, în municipiul Chișinău, Agenția Proprietății Publice a identificat 800 de terenuri cu drept de proprietate după Republica Moldova. Din acestea, dreptul de proprietate al statului asupra 160 de terenuri, organul cadastral în perioada anilor 2014-2016 a fost radiat în baza deciziilor Consiliului Municipal Chișinău, pentru o parte a cărora au fost încheiate contracte de locațiune, arendă, ca urmare acestor autorități sunt în litigiu de judecată. Totodată, terenurile aferente blocurilor locative, caselor de locuit individuale, cu suprafața totală de 372 hectare, amplasate în municipiul Chișinău, unde dreptul de proprietate asupra cărora este înscris în Registrul Bunurilor Imobile după Republica Moldova, nu a prezentat interes pentru Agenția Proprietății Publice, lipsind careva acțiuni pentru gestionarea lor. În cadrul unităților administrativ-teritoriale, nu sunt identificate integral terenurile din domeniul public și cel privat, nefiind stabilit statutul juridic al acestora. Spre exemplu, pe teritoriul municipiului Soroca și Iediniț sunt identificate 1549 loturi de teren cu suprafața totală de 178 hectare, proprietate comună, exprimată în procentaj, fără delimitarea acestora în natură, fapt ce conduce la fragmentare și sau înregistrare incomplectă a terenurilor publice. De menționat că pentru asigurarea procesului de delimitare și înregistrare a bunurilor imobile, în perioada anilor 2012-2016 au fost utilizate mijloace financiare în sumă totală de 21,5 milioane lei, dar care nu au asigurat finalizarea acestor proces. Deși Curtea de Conturi, în cadrul controalelor, auditelor anterioare, a abordat problema privind neasigurarea de către autoritățile publice centrale și autoritățile publice locale a înregistrării obligatorie a drepturilor asupra bunurilor imobile, autoritățile publice centrale și locale nu au întreprins măsuri de remedierea a problemei date. Astfel, potrivit constatărilor de audit, din numărul total de 14.967 de bunuri imobile proprietate publică, înregistrate după instituțiile publice ale statului, în Registrul Patrimoniului Public, la situația din 1 ianuarie 2016, nu au fost înregistrate drepturile asupra la 5.860 de bunuri imobile la valoarea de pe lanț de 2,3 miliarde lei, sau 39,1% din total, ca urmare nefiind asigurată recunoașterea publică a dreptului de proprietate și a altor drepturi patrimoniale asupra acestora. De asemenea, majoritatea autorităților publice locale din Republică nu au asigurat înregistrarea la organul cadastral drepturile asupra bunurilor imobile, clădiri și construcții speciale. Probele de audit denotă că nu a fost asigurată înregistrarea obligatorie a drepturilor asupra bunurilor imobile de către UAD din municipiul Bălți, Soroca, Iediniț, Cahol, la 316 bunuri în valoare totală de 601,3 milioane lei. În mod similar, Unitatea Administrativ-Teritorială Soroca și Iediniț, neasigurând respectarea prevederilor regulamentare, n-au realizat pe deplin procedura de inventariere a bunurilor imobile care le aparțin. Ca rezultat, de către audit au fost identificate 76 bunuri imobile fără stăpân, cu valoare cadastrală de 4,1 milioane lei, 1291 obiecte cu mențiunea înregistrarea dreptului nu a fost solicitată și 580 apartamente, încăperi locuibile, în cămine care urmau a fi contabilizate de către autoritatea publică locală. Astfel, statul nu deține o informație amplă privind bunurile imobile proprietate publică, această situație fiind determinată inclusiv și din neactualizarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului. În acest context, se denotă că prin hotărârea de guvern din 2005 au fost aprobate listele bunurilor imobile proprietate publică a statului, însă fără a fi incluse terenurile proprietate publică și nefiind indicate cu precizie suprafețele bunurilor imobile.
Ulterior, deși Guvernul Republicii Moldova, în anul 2016, prin hotărârile sale, inclusiv în timpul implementării recomandărilor de raportul anual pe 2014 al Curții de Conturi, au aprobat planurile de acțiuni în privința modificării și completării hotărârii menționate, datele din lista bunurilor imobile proprietatea statului până în prezent nu sunt integral actualizate. Spre exemplu, în listele bunurilor imobile a statului amplasate în municipiul Soroca, lipsește informație despre 127 obiecte, construcții și încăperi izolate care sunt înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile ca proprietatea Republicii Moldova. De asemenea, nu au fost incluse regulamentar în lista bunurilor proprietatea statului 187 de obiecte amplasate în străinătate cu valoare de bilanț de 459 întreg și 3 milioane lei, care aparțin cu drept de gestiune la 14 instituții de stat. Lipsa de responsabilitate din partea autorităților publice locale și centrale privind evidența terenurilor proprietate publică și privată a condus la raportarea neconformă a datelor incluse în cadastru funciar aprobat prin hotărâre de guvern. Astfel, cadastru funciar, conform situației la 1 ianuarie 2017, nu oferă utilizatorilor informații veridice, dat fiind faptul că primăria municipiului Chișinău, nerespectând prevederile regulamentare, nu a asigurat prezentarea cadastrului funciar pe municipiul Chișinău la situația din 1 ianuarie 2017. În alte 31 UAT, suprafața terenurilor de 158 întreg și 96 hectare trecute dintr-o categorie în alta nu sunt justificate și argumentate prin documente ce confirmă drepturile asupra pământului. De asemenea, Agenția Relații Funciare și Cadastru a admis întocmirea cadastrului funciar fără a ține cont de documentele confirmative prezentate de Unitatea Administrativ-Teritorială Telenești, prin ce au fost micșorate suprafața terenurilor private cu 1186,2 hectare și majorate neargumentat suprafața terenului proprietate de stat cu 314,46 hectare și proprietatea publică locală cu 871 hectare. Neconlucrarea dintre Agenția Relații Funciare și Cadastru și autoritățile publice locale a condus la stabilirea devierilor în evidența deținătorilor de terenuri proprietatea a statului. În acest sens, Agenția Relații Funciare și Cadastru nu dispune de o evidență completă a deținătorilor de terenuri proprietate publică a statului. Astfel, rezultatele verificării numărului deținătorilor de terenuri proprietate publică a statului relevă că în Registrul Bunurilor Imobile sunt înregistrați 4.419 de deținători, pe când în cadastru funciar au fost raportați 4.785 de deținători sau cu 366 mai mult. Sistemul de raportare a bunurilor proprietate publică, aprobat prin hotărâri de guvern din 2008, nu asigură o interacțiune cu Registrul Bunurilor Imobile și nu se răsfrânge asupra bunurilor imobile deținute de autoritățile publice locale cu suprafața totală de 205,2 hectare. În procesul administrării impozitului pe bunurile imobile nu a fost asigurată echitatea, stabilitatea și transparența fiscală. Autoritățile centrale și locale nu au demonstrat o conlucrare eficientă pentru perfecționarea procedurilor fiscale, inclusiv în procesul identificării și evidenței tuturor subiecților și obiectelor impunerii și evaluării adecvate la prețul de piață a bunurilor imobile. Această situație este condiționată de lipsa procedurilor și capacităților de implementare a cadrului legal normativ. Astfel, în anul 2016, suma totală a impozitului pe bunurile imobile încasate în bugetele UAT a înregistrat o creștere de doar 4,92 milioane lei față de perioada anului 2005 și a constituit suma de 364,16 milioane lei. Din acestea, 158,1 milioane lei sau 43,4% sunt impozite pe bunurile imobiliare evaluate, în timp ce numărul bunurilor imobile evaluate constituie doar 17,6% din total bunuri imobile. Potrivit informației prezentate de întreprinderea Stat Cadastru, la situația din 1 ianuarie 2017, în total pe unitățile administrativ-teritoriale sunt înregistrate 5.370,1 bunuri imobiliare neevaluate. Tergiversarea procesului de reevaluare, evaluarea bunurilor imobiliare în scopul impozitării este un impediment semnificativ în completarea resurselor bugetare. Doar în municipiul Chișinău, impozitul pe bunurile imobiliare ratat din cauza neevaluării a 38,2 mii de bunuri constituie circa 7 milioane
7 milioane lei, ceea ce constituie 11% din suma impozitului calculat pe anul 2016, reieșind din valoarea medie a impozitului pe bunurile imobile achitată în municipiul Chișinău de circa 200 lei pentru un bun imobil. Nu este elaborat un mecanism care să prevadă modalitatea de reevaluare a bunurilor imobiliare odată la 3 ani. Ca urmare, baza impozabilă a bunurilor imobiliare estimate inițial nu corespunde valorii actuale. Analizând valoarea bunurilor imobiliare în scopul impozitării a unor locuințe supuse anterior privatizării, auditul a constatat că privatizarea fondului locativ din unele OAT s-a efectuat în majoritatea cazurilor la prețuri simbolice, iar lipsa unei revaluări a valorii de piață a acestora în scopul impozitării a generat posibilitatea proprietarilor de locuințe de a achita impozite foarte mici. Spre exemplu, unele căsuțe sezoniere care inițial au înregistrat suprafețe de 49 metri pătrați, evaluate în anul 2007 în sumă de 1.000 lei, la moment acestea sunt case de locuit cu 2-3 etaje, fapt ce denotă că evaluarea efectuată în anul 2007 nu mai este actuală. Asemenea, cazuri sunt înregistrate în toată țara. Prin urmare, metodologia de evaluare în scopuri fiscale a bunurilor imobile până în prezent nu asigură determinarea unei valori apropiate celei de piață, această metodologie nefiind ajustată conform recomandărilor anterioare a Curții de Conturi. Agenția Relații Funciare și Cadastru, în loc să asigure finalizarea evaluării în scopuri fiscale a bunurilor imobile, în anul 2016 acesta a efectuat reevaluarea specială a bunurilor imobile deja evaluate, care s-a dovedit cost ineficientă. Impozitarea bunurilor imobile prin intermediul SIA Cadastru Fiscal este vulnerabilă, sistemul generând mai multe erori, cum ar fi neincluderea bunurilor în impozitare, dublarea impozitării pentru același bun, calcularea greșită a impozitelor, divergențe între soldul final al unei perioade și soldul inițial al perioadei imediat următoare. Serviciul Fiscal de Stat și autoritățile publice locale nu au asigurat că deficiențele din registrul bunurilor imobile ce nu permit impozitarea bunurilor să fie corectate de către întreprinderi stat cadastru. Ca urmare, doar în municipiul Chișinău, la 1 ianuarie 2017, existau 12.723 bunuri evaluate care nu au fost impozitate. Concomitent, resursele limitate a autorităților publice locale și activitatea ineficientă a acestora nu au asigurat impozitarea tuturor bunurilor imobile. Astfel, în municipiul Chișinău, conform SIA Cadastrul Fiscal, nu au fost impozitate 2.125 bunuri în sumă totală de 1,3 milioane lei anual. Situații similare s-au constatat și în municipiile Cahul și Soroca. De asemenea, neasigurarea de către autoritățile publice locale și autoritățile publice centrale a constituirii asociațiilor de coproprietari în condominiu și transmiterii bunurilor aferente apartamentelor private, teren, clădire, duce la neimpozitarea acestora. Controlul insuficient a Serviciului Fiscal de Stat asupra agenților economici ce dispun de bunuri imobile primite în folosință, arentă, locațiune, creează riscul neachitării la buget a impozitului pe bunurile imobiliare. Astfel, în rezultatul procedurilor de audit efectuate, auditul a constatat că, contrar cadrului legal, arendașii din 3 OAT, municipiul Chișinău, Consiliul Raional Dubăsar și Consiliul Raional Cahul nu au calculat impozitul pe bunurile imobiliare pe anii 2014-2016 în sumă totală de 544.000 lei. Neasigurarea unei proceduri viabile de impozitare a bunurilor imobiliare la o etapă de finisare de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție, este condiționată de lipsa resurselor necesare pentru evaluarea gradului de finisare și a valorii bunurilor, precum și de lipsa evidenței acestor construcții. În prezent, lipsește o bază de date a bunurilor imobile care ar permite autorităților publice locale verificarea corectitudinii impozitării tuturor bunurilor imobile, indiferent de proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat. Deciziile luate de autoritățile publice locale și centrale în procesul de administrare a proprietății publice nu au asigurat maximizarea valorii proprietății și a veniturilor aferente.
deficiențele cele mai semnificative fiind nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a principiilor bunei guvernări, activelor economice, inclusiv a fondurilor imobiliare, ambiguitățile cadrului legislativ normativ, lipsa responsabilizării persoanelor cu funcții de conducere pentru administrarea defectuoasă a patrimoniului public, lipsa unor prevederi explicite privind modalitatea de evidență a patrimoniului public și de raportare veridică a situațiilor patrimoniale, necunoașterea, interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul financiar, contabil, etc. Lipsa unui cadru normativ explicit privind modul de dare în arendă a terenului proprietate de stat cu suprafața de 2900 hectare, aferente obiectivelor private, a determinat ratarea unor venituri anuale estimate de audit la circa 77 milioane lei. Astfel, doar începând cu 18 martie 2016, a fost modificat cadrul în sensul obligării proprietarilor bunurilor imobile ca până la 1 iulie 2016 să legifereze folosința, posesia terenurilor proprietate publică a statului, aferente construcțiilor private, prin încheierea contractelor de locațiune, arendă sau de vânzare-cumpărare. Iar Agenția Proprietății Publice, în caz de neconformare acestora, urma să solicite de la aceștia plata pentru folosirea terenului proprietate publică a statului, aferent construcțiilor proprietate privată în condițiile legislației în vigoare. Deși Agenția Proprietății Publice a întreprins unele măsuri în acest sens, până la moment nu au fost încheiate careva contracte cu proprietarii de bunuri. Autoritățile publice locale din municipiile Soroca, Iedinț, Cahul și satul Holergani nu au ținut cont de prevederile legale și nu au stabilit unilateral plata pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor privatizate, ceea ce a cauzat folosirea gratuită a terenurilor proprietate publică, estimată de audit în sumă totală de la 4,6 milioane lei până la 23,9 milioane lei. Consiliul Raional Cahul nu a manifestat interes pentru obținerea în viitor a unor venituri din darea în arendă comodat a terenului cu suprafața de 5,8 hectare și bunurilor imobile amplasate pe acestea, prin oferirea dreptului de administrare a parcului industrial unui agent economic, căruia i-a transmis bunuri în folosință gratuită, pentru ca acesta să obțină venituri de la darea în arendă, locațiunea a terenurilor, obiectivelor, infrastructurii tehnice și de producție, fără a efectua careva investiții, totodată acordând posibilități privatizării terenului cu aplicarea prețului normativ a terenului aferent construcțiilor. Astfel, Consiliul Raional Cahul urmează să rateze venituri în viitor numai de la darea în arendă a terenului aferent bunurilor imobile de 592,8 lei în perioada de valabilitate a contractului decomodat, iar în cazul privatizării acestui teren aferent construcțiilor la prețul normativ al pământului stabilit în momentul durerii acestei în folosință întreprinderii administratoare, după procurarea sau darea în exploatarea construcțiilor și instalațiilor cu destinații industriale și conexe, veniturile ratate vor constitui 10,2 milioane lei. Absența cadrului normativ de reglementare în determinarea suprafețelor terenului aferent și adecent obiectivelor private complică identificarea suprafețelor reale de teren și sporește riscul de realizare acestora la prețuri reduse, în raport cu cele de piață, fapt ce conduce la diminuarea veniturilor pasibile în buget. Auditul denotă că în unele cazuri suprafețele terenurilor aferente obiectivelor private sau privatizate nu sunt folosite în totalitate pentru procesul tehnologic. Deși Agenția Relații Funciare și Cadastru, Agenția Proprietății Publice și autoritățile publice locale urmau să asigure transferul terenului excedent în administrarea Agenției Proprietății Publice sau autorităților publice locale, ceea ce nu s-a efectuat, iar bugetul a fost lipsit de venituri urmare a privatizării terenului la preț normativ, aferent construcțiilor, în loc de a fi vândut la licitație la preț de piață. Misiunea de audit a identificat 3 astfel de cazuri din municipiul Chișinău, Slobozia Dușca, Reșelul Costești. Mai mult ca atât, în unul din aceste cazuri, contrar prevederilor legale, a fost schimbată categoria terenului din destinație specială în teren pentru construcții, fapt ce a condus la separarea terenului în mai multe bunuri imobile și privatizarea acestora, ceea ce a determinat diminuarea veniturilor bugetare. Activitatea nesatisfăcătoare a
autorităților publice centrale și locale în monitorizarea modului de folosință a terenurilor publice determină ocuparea abuzivă a acestor terenuri, respectiv pierderea drepturilor de proprietate asupra acestora. Neîntreprinderea măsurilor prompte și reale în vederea eliminării terenurilor ocupate abuziv, inclusiv prin demolarea construcțiilor neautorizate, constituie un element de stimulare pentru răspândirea fenomenului de ocupare abuzivă a proprietății publice. De exemplu, pe terenul destinat fondului forestier, care este transmis în folosință Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, există 4 construcții, case de locuit individuale, nefinalizate, înregistrate în registrul bunurilor imobile după persoane fizice. Deși s-au întreprins unele acțiuni, organele administrative de specialitate nu au aplicat măsuri de asigurare pentru asistarea lucrărilor de construcție. În municipiul Chișinău au fost stabilite mai multe cazuri de acest tip. De exemplu, un agent economic a folosit abuziv pe teritoriu cu suprafață de aproximativ 1,13 hectare din parcul Valea Trandafirilor din municipiul Chișinău pentru desfășurarea activității comerciale ilegale de dare în chirie a foișoarelor, cauzând în așa mod pe parcursul anului 2017 un prejudiciu de 126.000 lei. În alt caz, un teren proprietate municipală din Stradela 1 a Pietrăriei a fost folosit de proprietarul terenului învecinat pentru amenajarea unei parcări încrădite. Pentru a asigura privatizarea terenurilor ocupate abuziv, autoritățile publice locale facilitează darea în exploatarea construcțiilor pe terenurile ocupate abuziv prin eliberarea documentelor permisive de construcție. De exemplu, Primăria Municipiului Chișinău și Consiliul Municipal Chișinău, contrar cadrului legal existent, au permis privatizarea terenului din strada Carierii 4 de 625 metri pătrat, destinat caselor de locuit particulare și darea în arendă a unui teren de 90 metri pătrați, ocupate abuziv la prețul normativ aferent caselor de locuit particulare, deși urma să fie scoase la licitație, prin ce a fost prejudiciat bugetul municipal cu suma de circa 1.281,2 lei. Auditul a stabilit că în municipiul Chișinău și în alte OAT, majoritatea terenurilor destinate pentru construcție sunt date în arendă și nu sunt realizate prin licitație. Această situație nu este justificată, deoarece la expirarea contractului de arendă, proprietarul acestuia nu va mai putea să-l utilizeze în alt scop. Pe acesta, existând deja construcții proprietate privată a altor persoane și va putea fi dată în arendă doar persoanelor ce au în proprietate construcția respectivă, ceea ce duce la gestiune ineficientă a acestor terenuri. Ulterior, după darea în exploatarea construcțiilor, aceste terenuri sunt privatizate aplicând coeficienți de diminuare a prețurilor pentru terenurile aferente sau autoritățile publice locale sunt obligate să transmită gratuit asociațiilor de coproprietari în condominiu terenul aferent blocului locativ construit. În viziunea auditorilor, darea în arendă a terenurilor cu realizarea ulterioară este o metodă de a diminua prețul acestuia și determină ratarea unor venituri semnificative în bugetul local. Această situație se datorează lacunelor existente în cadrul legal, fiind o pârghie folosită cu intenție de unii factori de decizie a autorităților publice locale pentru diminuarea veniturilor bugetare. În acest context se exemplifică următoarele cazuri. Terenul cu suprafață de 0,42 hectare din strada Milescu-Spătaru 11, alocat de către Consiliul Municipal Chișinău pentru parcare auto, a fost folosit pentru efectuarea neautorizată a construcției unui bloc locativ. Dacă Primăria Municipiului Chișinău ar fi vândut din start terenul în cauză, prin licitație, conform legislației în vigoare, ar fi putut încasa venituri în bugetul municipal de circa 8,7 milioane lei. Auditul a constatat și alte cazuri asemănătoare. Veniturile neîncasate a bugetului municipal Chișinău se estimează la suma de circa 101,3 milioane lei. Este de menționat rolul instanțelor judecătorești și în înstrăinarea terenurilor proprietate publică locală. Astfel, 20 de terenuri municipale cu suprafață totală de 2,7 hectare au fost înstrăinate de mai multe ori, fără participarea Consiliului Municipal.
un rol în această schemă, având și organul cadastral, care prompt a înregistrat aceste terenuri. Prejudiciul cauzat în acest caz poate fi estimat, pornit de la ideea că terenurile au putut fi realizate prin licitație la preț de piață, aproximativ la 117,2 milioane lei. Acest caz este în proces de investigare. O altă situație prezintă utilizarea imperfecțiunii cadrului legal privind atribuirea terenurilor destinate construcțiilor caselor de locuit pentru familii nou formate, utilizând calea judiciară pentru înstrăinarea lor ulterioară. În așa mod, în anul 2015, în baza hotărârilor instanțelor de judecată de diferite nivele, de către Consiliul Municipal Chișinău, au fost aprobate 9 decizii de vânzare a terenurilor municipale cu suprafața totală de 0,56 hectare la preț normativ, care în medie constituie 115 lei. În acest caz, veniturile bugetare au constituit în total 6,5 lei. De menționat că toți proprietarii noi au vândut la scurt timp terenurile acordate, pe unele din acestea deja fiind ridicate construcții fabuloase. În aceste cazuri, instanțele judecătorești nu au ținut cont de faptul că nicio persoană din lista celor care au primit terenuri nu a fost înregistrată în rândurile persoanelor care necesită îmbunătățirea condițiilor de trai. Totodată, este de menționat că o persoană care a fost înregistrată în rând nu a primit în proprietate, ci în folosință, un teren amplasat la periferia orașului, pe când terenurile selectate pentru înstrăinare sunt amplasate în sectoarele prestigioase a orașului, cum ar fi strada Ciocârlie, Șusev, prețul de piață a cărora poate ajunge la 30.000 euro pentru un ar. Verificările efectuate la autoritățile auditate asupra conformității și veridicității raportării patrimoniului public denotă admiterea acelorași irregularități atestate și în perioadele anterioare, care în principal se rezumă la următoarele aspecte. 7 autorități publice locale nu au asigurat contabilizarea conformă angajamentelor persoanelor care dețin în folosință proprietate publică, precum și a soldurilor datoriilor la data raportată, privind relațiile de arendă, folosință și vânzare terenurilor în sumă totală de 59,6 milioane lei, ceea ce generează riscul de neonorare de către aceștia obligațiilor asumate. Primăria Municipiului Bălți a raportat la situația de 31.12.2016 la contul acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării, concomitent cu valoarea patrimoniului transmis în gestiune economică către întreprinderile municipale și valoarea patrimoniului gestionat de către instituțiile bugetare subordonate primăriei, dublând astfel neargumentat valoarea patrimoniului public din cadrul primăriei cu 449 milioane lei. Auditul a identificat la 107 unități administrative teritoriale necontabilizarea și neraportarea bunurilor imobile înregistrate în cadastru ca proprietate a APL, terenuri cu suprafața totală de 91,4 hectare și construcții, încăperi izolate, 127 obiecte cu suprafața totală de 21,8 m2. Lipsa evidenței fondului locativ la 3 unități administrative teritoriale, precum și evidența neconformă a acestuia la întreprinderile municipale, a determinat raportarea neautentică a situațiilor patrimoniale cu denaturarea dării de seamă. O cauză a situației indicate este neelaborarea de către Ministerul de Finanțe, până la momentul actual, a metodologiei care ar determina expres și univoc modul de asigurare a terenurilor pentru contabilizarea lor, necătând la faptul că cadrul legal a stabilit expres că evidența în unități cantitative și valorice, după caz a fondului funciar, se ține unitățile care administrează, exploatează și folosesc bunurile respective. Astfel, deși regulatorul în domeniul evidenței contabile a aprobat în anul 2015 noile norme metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, acestea nu conțin prescripțiile oportune și integrale în materie de reguli și proceduri aferente managementului contabil performant al activelor publice. Abaterile și irregularitățile stabilite în cadrul auditului sunt o consecință a cadrului legal și normativ neactualizat.
preocupare nesistemică și nepunctuală a autorităților publice într-o asigurare a unui management eficient bazat pe principiile legalității și a transparenței. În final, țin să menționez că la perfectarea variantei finale a raportului de audit se va ține cont de obiecțiile și explicațiile prezentate de autoritățile publice în cadrul întrunirilor avute cu echipa de audit, în special cele ce țin de formularea recomandărilor, precum și de explicațiile și sugestiile suplimentare pertinente prezentate în cadrul acestei ședințe. Închei această prezentare prin a solicita respectuos plenului să ia act de materialele misiunii de audit și să aprobe proiectul deciziei de rigoare. Mulțumesc pentru atenție. Da, vă mulțumesc și eu, membrii Curții de Conturi, întrebări la raportor. Nu aveți, da? Bine, mulțumesc, doamnă colegă, vă rog, luați loc. A fost un produs comun a misiunii de audit, care a lucrat mai mult de 3 luni de zile. Eu cred că noi, dumneavoastră, cât noi o să străduim, dar astăzi nu o să cuprindem tot neajunsuri și toate acele administrare defectuoase care a fost a patrimoniului public. De aceea eu v-aș propune în felul următor. În primul rând, acest raport este unul foarte voluminos, 127 de pagini. Noi suntem categoric împotriva acestor rapoarte. Noi credem că raportul trebuie să aibă maxim 40-50 de pagini. Dar cât s-a străduit echipa noastră de audit, n-a putut să ajungă la nici la 80 de pagini, nu mai vă zis la 50. De aceea rămâne pe sovestea administrației publice locale și celor care gestionează patrimoniul statului ca să ducă până la bun sfârșit tot ce a depistat misiunea de audit. Eu vă propun să facem în felul următor. Eu acum i-aș acorda cuvântul domnului ministru Grozavu, că este cel mai mare deținător de patrimoniului municipiul Chișinău. Apoi aș vrea să aud părerile Agenției Proprietate Publice, doamna Chilaru, să ne spuneți dumneavoastră cum vedeți din unghiul dumneavoastră de vedere în privința acestor probleme și ce facem mai departe, că vorbim din an în an. Toate misiunile de audit parcursul ultimilor ani denotă acest lucru, dar din păcate el se transferă din an în an și devine și patrimoniul public ușor se epuizează, se ruinează, nefiind luat la evidență și aduce un prejudiciu colosal statului. Domnul Grozavu, vă rog dumneavoastră, dar foarte concret și vă rog, la tribună. Domnule președinte, mulți mați membri ai Curții de Conturi. Domnule președinte, mulți mați membri ai Curții de Conturi, doamnelor și domnilor, vreau să menționez profesionalismul în primul rând al echipei care a lucrat asupra acestui audit, în special la primăria municipiului Chișinău. Deci noi este nu un prim audit, dar practic s-au axat auditorii pe acele probleme de bază cu care noi ne ciocnim. În pofida faptului că în anumite probleme noi avem anumite dezacorduri, dar în general noi recunoaștem toate acele puncte care au fost indicate în raportul Curții de Conturi. Deci, în primul rând, eu aș vrea să fac câteva explicații. Practic, noi în ultimii ani, cel puțin din 2013 încoace, nu au fost atribuite niciun fel de terenuri. Toate deciziile funciare sunt începute fie la sfârșitul anilor 90, fie continuate mai târziu în anii începutul anilor 2000. Unicul lucru, deci au fost cel mai mult în ultima perioadă, să fac schimbări în regulamentul local de urbanism, unde se schimbă codul de reglementare urbanistică, ceea ce uneori poate și trezește careva semne de întrebare. De asemenea, în viziunea noastră, uneori deciziile Consiliului Municipal în preambul sunt formulate incorrect, în special atunci când este vorba de autentificarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent a caselor de locuit individuale și unor construcții similare. De asemenea, una din problemele pe care au fost identificate, că nu a fost prezentat raportul cadastrului funciar, noi vom lucra până la capăt asupra acestui lucru și va fi prezentat în totalitate cu toate nuanțele necesare. Vreau să menționez că primăria municipiului Chișinău, poate spre deosebire de alte unități administrativ-teritoriale, are o conlucrare foarte strânsă cu cadastru. Asta nu înseamnă că noi am rezolvat toate problemele, avem discuții contradictorii cu această instituție, dar oricum. De asemenea, începând cu 2 ani, pare să în urmă, este direcția care
colectarea impozitelor locale, care lucrează asupra acelui aspect privind impozitarea construcțiilor nefinalizate, care în municipiul Chișinău, nu numai în orașul Chișinău, sunt foarte multe spre deosebire de alte unități administrativ-teritoriale. Instituțiile centrale ale statului aici au făcut anumiți pași și de fapt astăzi nu este o problemă de a registra o construcție neautorizată în scopul impozitării, rămâne doar de văzut cine va achita acea expertiză tehnică care trebuie să fie făcută pentru acest lucru. Impozitele ratate care au fost raportate le vom reexamina și vom face tot posibilul pentru a face recuperarea corespunzătoare. Noi nu cunoaștem la momentul actual cum vom putea să reușim să facem reevaluarea bunurilor imobile. Avem aici într-adevăr o problemă care pentru noi nu are răspuns la momentul actual. De aceea și eu, numărul acela de 19.723 de obiective evaluate fără impozitare este rezultatul acestei incertitudini pe care am avut-o până acum. A fost raportat și un caz mai curios privind utilizarea terenului domeniului public la Valea Trandafirilor, unde a fost stabilit un prejudiciu destul de mare. Deci acest lucru iarăși vine dintr-o situația anterior nu bine explicată, când activitățile sub formă de gherete, teșghele și așa mai departe nu impuneau arenda terenului sau alte ceva. Deci acum noi lucrăm asupra acestui lucru, după cum cunoașteți, în unele spații verzi a fost evacuat totul, cel puțin sunt 4 spații care au fost eliberate, același lucru va continua și în celelalte pentru a dispărea această problemă. Dar a fost raportată și problema cu cele 20 de terenuri. În realitate sunt mai multe, adică această situație este rezultatul înregistrării bunurilor imobile proprietate municipală. Până atunci cineva trebuia ca să le facă cel puțin parametrii geometrici, însă acum ele au fost pur și simplu luate din bază de date, care este accesibilă de fapt pentru oricine, și prin decizie judecătorească aceste terenuri au fost înstrăinate. Însă vă asigur că cel puțin până acum toate tentativele de a obține careva permisiuni de construcții au eșuat de către acești beneficiari și același lucru se va întâmpla și în continuare. De asemenea, au fost raportate 9 decizii prin care au fost atribuite terenuri a unor familii, nu se pot spune nou formate, vreau totuși să fac aici o explicație, deci cât privește cele din de la strada Bucovinii, este 6 terenuri, sunt ale Universității Agrare, care au fost cândva prin hotărâre de guvern, iar cele care sunt de la Ciocârlia, acolo sunt niște terenuri care de asemenea practic au fost impuse. Acestea sunt unicile, practic în 10 ani, terenuri care au fost atribuite într-așa mod. Referitor la evidența fondului locativ. Evidența fondului locativ la general, practic nu există apartamente luate la evidență, însă există altă problemă. Problema apartamentelor privatizate este problema că nu sunt scoase de la evidență și acest lucru diminuează cu multe activități care ar fi necesare în orașul Chișinău. Chiar înainte de a veni la ședință, deci s-a avut loc și continua o ședință cu serviciile abilitate ale statului și cele ale primăriei, anume în identificarea unor soluții în acest sens. Noi, domnule președinte, mulțumesc membrii Curții de Conturi, vom lua act de toate acele observații pe care le-am primit, noi le tratăm la moment așa, și vă dăm asigurări că le vom îndeplini pe toate, le vom duce la bun sfârșit ceea ce am început și avem această și susținere din partea Oficiului Cadastral Teritorial și din partea Agenției Proprietății Publice, cu toate că era să uit de acest lucru, că sunt într-adevăr locuri unde terenul este Republica Moldova, construcția este proprietate privată sau municipală și viceversa, însă aici am convenit de acum că vom face decizia Consiliului Municipal, unde vom încerca, cel puțin acolo unde nu avem nicio divergență, să rezolvăm această problemă. Cred că aici o să mă limitez.
Noi am prezentat anumite dezacorduri, deci le vom cizela, le vom coordona cu serviciul de audit până vom ajunge la un numitor comun. Da, eu vă mulțumesc, domnul Grozavo, vă sfii cât cum și întrebările dumneavoastră. Eu aș vrea să încep cu aceea, că noi practic am controlat doar 20 dosare terenurilor, nu mai mult. 20 sau 21 dosare, dintre care noi fug ușor în găsit schema aceasta care, de o parte, este una legală, eu nu știu cum o să acționeze cei care vin din justiție la capitolul ăsta, dar foarte ușor, cineva devine proprietarul unui parcări, apoi pe parcare apare o stație de vulcanizare care se înregistrează deja ca spațiu, apoi mai apare un atelier de reparație a automobilelor, după aceasta tot terenul ăsta cu aceste bunuri se vinde unui proprietar care este proprietar de bună credință și care a început deja construcțiile pe terenurile astea. Și când te uiți acordul care este încheiat de societate civilă, îl găsești pe acel beneficiar care a avut o parcare, care a luat-o de la stat, care a devenit n-a devenit proprietatea lui, dar a devenit niște imobile de proprietate de pe acest spațiu, a devenit proprietatea lui, și care în baza acestui acord de societate civilă, el încasează 2-3 milioane de euro de la acel agent economic care construiește aceste bunuri. Atunci apare întrebarea, n-ar fi mai bine ca acești bani să fie proprietatea municipiului Chișinău? Este varianta mult mai simplu, care cred că dumneavoastră o știți și cred că ați avut și intenție să faceți. De ce nu se anunță proiecte investiționale? Municipiul Chișinău, nu parcare are, dar are un teren, același teren care le-am găsit noi la S20, de 1,2 hectare. Anunță un proiect investițional, unde cel care se angajează să construiască spațiul locativ, vine față de primărie cu un număr de apartamente sau de spațiu pentru a mișca în sfârșit din loc acele rânduri interminabile care stau, mai ales persoanele vulnerabile. Schema asta e o jucat și eu cred că ea nu depinde numai de conducerea primăriei. S-a creat un sistem judicios care foarte greu cred că este de-l deplasat în partea corectă. Cum vedeți dumneavoastră chestiile astea? Deci nu sunt proiecte investiționale în ultimul timp în municipiul Chișinău. Care sunt viziunile dumneavoastră concret, că aveți o experiență bogată în acest moment? Da. Vă rog. Deci, mulțumesc, domn președinte. Deci, eu aici o să mă expun din două puncte de vedere. Deci, care este poziția mea personală și situația care a avut loc. Poziția mea personală, cel puțin în acele parcări, chiar dacă au fost construite pe teritoriul lor careva obiective, toate au avut statut provizoriu și în principiu ele puteau să nu fie luate în considerație. Cel mai corect ar fi fost la momentul acela să fie anunțat, să fie reziliat contractul de arendă și să fie anunțat o licitație publică. Aceasta, în viziunea mea, ar fi fost soluția corectă. Însă, în această procedură s-a implicat foarte mult politicul și, practic, ultimii 6 ani, anume, în așa mod, de fapt, au fost acele locuri, deci, în special, eu alte nu pot să identific, adică acum să recunosc, nu mi-amintesc, dar toate au fost a Uniunii Conducătorilor Auto, unde au fost parcări, așa? Și aceste parcări, în diferite moduri, au fost prin elaborarea unor planuri urbanistice zonale, care, într-un mod sau altul, au fost promovate prin Consiliul Municipal. Asta este o variantă care, din viziunea mea, ar fi fost corectă în lipsa posibilității unor proiecte investiționale. Dar a doilea variantă, cel puțin, ar fi fost posibil atunci, chiar în aceste condiții, ca Consiliul Municipal să impune o condiție care prin anii 90 a fost practicată această condiție, cel puțin 5-7 până la 10% în cadrul acestor obiective să fie restituite apartamente sau spații primăriei. Deci în alte cazuri, de exemplu la Titulescu 4A, unde o casă cu două nivele este reconstruită cu mărirea regimului de înălțime, acolo este prevăzut din start, este un contract investițional, adică un contract prin care investitorul atribuie 500 de metri pătrați primăriei municipiului Chișinău. A fost și la încă câțiva agenți economici care au făcut acest lucru, este vorba de Glorinal la Ciocana, este vorba de companii cu materiale de construcție, dar restul, din păcate, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în această privință.
La momentul actual, desigur, proiectul național Prima Casă, care va putea de asemenea să fie, să participăm și noi, atât cu terenul și fie cât și cu alte momente, deci vom putea acest lucru să facem. Mulțumesc. Membrii curții, vă rog întrebări. Petru Rotaru. Mulțumesc, domnul președinte. Grozavă, eu o să am o întrebare, așa ca, să spunem, pentru a clarifica anumite lucruri. Anume faptul că primăria, prin contractele de arendă, pe care le dă anumite terenuri, anumitor persoane juridice sau fizice, după aceea eliberează autorizația de construcție pe terenurile în cauză. Și dumneavoastră știți mai departe cum derulează lucrurile. Ei își construiesc anumite imobili, după asta și le registrează la cadastru, după ce le registrează la cadastru, fac o cerere pentru a li se acorda și terenul aferent construcții în cauză și probabil, ia uitați-vă, aici la prima vedere pare o situație legală prin care se acționează, dar totodată după aceasta terenul care urma putea să fie vândut la valoare de piață sau scos la licitație în proiecte investiționale, se limitează la situația că el se privatizează sau se achiziționează la costul normativ pe care îl prevede legislația. Cum vedeți dumneavoastră depășirea asemenea situației, că de fapt situațiile care s-au întâmplat, dar ele mai sunt situații care se derulează la moment. Cum o să acționați sau dacă o să acționați în situația în cauză? Mulțumesc. Deci, situația când terenurile se află în arendă sunt cu câteva cazuri distincte. Prima variantă este când este un obiectiv comercial, un obiectiv industrial, deja construit, care funcționează și nu sunt stabilite relații funciare. Și în asemenea caz a existat o practică care poate fi și acum, mai întâi se stabilesc relații de arendă pentru a stabili terenul care este necesar pentru utilizare în procesul funcțional. Așa. Aici nu este nicio încălcare pentru că poate fi din star, cu toate că din punctul meu de vedere nu știu de ce trebuie să tai câinelui de două ori coada dacă poate fi o singură dată. Deci dintr-o dată de trecut procedura de privatizare corespunzătoare. Al doilea cazuri care au fost prin licitație, noi ultima dată am avut în anul 2013, o serie de terenuri erau expuse la licitație prin arendă. Deci în cazul când noi arenda o stabileam era atunci când noi exista riscul ca proprietarul sau cel care avea relații funciare să nu realizeze proiectul corespunzător. Și atunci aceasta era într-o măsură oarecare o încercare de a avea această garanție. Da, însă în trecut, anume acele terenuri care și domnul președinte m-a întrebat, într-adevăr, toate au fost în arendă. Deci procedura în arendă, dar fără precizare pentru ce este destinată, nu trebuie să fie și acum pentru noile, dacă vom începe procedura de licitație, acest lucru nu va fi, va fi doar cel mai minimal volum de obiective, terenuri scoase la licitație pentru arendă funciară. Cu titlul de concretizare, ca sume pe care se încasează urma licitației care a desfășurat în 2013, respectiv terenurile care au fost privatizate la cost normativ, sumele destul de esențiale ca diferență. Atunci cred că deficitul bugetar sau de acoperire anumitor cheltuieli curente și capitale pentru municipalitate, nu numai pentru municipiul Chișinău, în general, pentru toate APL-urile din nivelul 1 și 2, este principal ca ele să aplice principiul de piață pentru a fi realizate la licitație. Asta, de fapt, e cel mai transparent mod pe care poate să-l asigure un proces public. Mulțumesc. Absolut. Noi acum planificăm oricum numai la licitație. Orice teren să fie la licitație. Chiar dacă este un teren de dimensiuni mici, care nu poate fi obiectul unui nou bun imobil format, va fi expus la licitație între vecini. Ca să vedem care din vecini îl va procura. Da, domnul Tăr, mulțumesc. Domnul Muntean, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Deci, domnul Grozavu, auditul analizând datele sistemului informațional a Direcției Generale Arhitectură și Urbanism a stabilit, deci sistemul informațional care ține evidența contractelor de arendă a stabilit că la 110 contracte termenul de valabilitate era deja expirat. Mai mult decât atât, era expirat și termenul de prescripție. Deci, iar agenții economici, unii din ei continuau să achite plata de arendă pentru aceste terenuri. Primăria, la rândul său, nu a întreprins nicio măsură, conform prevederilor Codului Civil, articolul 904-906, pentru rezilierea acestor contracte. Astfel, dumneavoastră, tacit, nu știu, contribuiți la aceea ca
arendașii acestor terenuri să vină cu inițiative ulterior cu edificarea unor construcții și ulterior cu procurarea terenurilor ca aferente deja la prețurile cu aplicarea coeficienților. De ce nu se întreprind măsuri pentru rezilierea contractelor expirate? Și, mă repet, și cu termen de prescripție expirat deja. Deci, voi încerca să explic, dar permiteți-mi să nu dau nume, să nu, dacă acest lucru este posibil. Deci, 99% din acele dosare care la noi, la evident, sunt mai multe decât ați numit dumneavoastră cu asemenea situație. 16, da. Așa. Deci, mare majoritate au fost depuse cereri de prelungire a relațiilor funciare de arendă. O parte dintre însele au stat prin birourile unor colegi de-ai mei și nu au fost dus. Iar altă parte se află în, pentru examinare în Consiliul Municipal, care cred că nici 10% nu au fost expuse măcar o singură dată pe ordinea de zi. În asemenea condiții, acei beneficiari de contracte de arendă, agenții economice în special, că persoane fizice aici sunt foarte puține, deci ei de fiecare dată repornesc această procedură. Acele care noi nu dorim să le... adică nu care nu dorim, care nu au nicio bază, desigur procedura aceasta de reziliere a contract, totul trebuie să o facem prin Consiliul Municipal, va fi propusă și aceasta. Și o parte, sper că consilierii singuri le vor propune spre a fi reziliate, care nu au fost începută valorificarea terenurilor. Dar aici este eu... Recunosc aceasta, pentru că dacă asta e numai 2016, asta așa e, da, pentru dar noi luăm în considerație și care mai târziu. Da. Domnul Grăzavu, noi, prin hotărârea noastră și recomandările care venim, noi ne stădim să vă ajutăm. Este foarte important că dumneavoastră doriți și dumneavoastră acest ajutor, fiindcă noi îți dăm recomandări, noi nu o să lăsăm situația asta ca să treacă din an în an. Noi peste jumătate de an o să venim cu un follow-up și o să controlăm cum merge implementarea recomandărilor, dar noi vă ridicăm mingea la felie, noi vă dăm posibilitatea să modificați legislația intern, să implicați Consiliul Municipal în soluționarea acestor probleme. De aceea se necesită o seriozitate maximă și cel puțin să înțelegeți că lucrurile așa mai departe nu or să meargă. De aceea vă rog cum luați loc. Dacă vreți să mai spuneți ceva. Noi, eu vreau doar încă o dată să spun, noi vom îndeplini, vom realiza toate prevederile raportului Curții de Conturi, pentru că avem un raport în acest caz care noi poate din punct de vedere gramatical avem careva obiecții, însă nu din punct de vedere conceptual al acestui raport. Vă mulțumesc! Da, un sens și eu gramatical nu vă faceți griji că înainte de a fi publicat în monitorul oficial de text la redactori. Eu vreau să întreb pe doamna Chilaru dacă o dovediți ea cunoștință de raportul ăsta, că el e voluminos. Puteți stați pe loc, nu neapărat să mergeți la tribuna centrală, vreau să vă aud care sunt părerile dumneavoastră. Deci, bună ziua tuturor! În primul rând, aș vrea să accentuez că cele reiterate referitor la litigiile apărute între Agenția Proprietății Publice și Autoritatea Publică Locală din municipiul Chișinău se datorează drept imperfecțiunii cadrului legal referitor la lacunele existente în legea cu privire la terenurile proprietate publică și delimitarea lor, care de fapt nu prevede o delimitare a terenurilor după apartenență a terenurilor deja înregistrate după careva titulariuri de drept. Respectiv, într-o aplanare a situației respective, la momentul de față, Ministerul Economiei în comun cu Agenția Proprietății Publice și Agenția Relații Funciare și Cadastru a elaborat un proiect de lege cu privire la delimitarea proprietății publice, care deja a fost aprobat de guvern, remis Parlamentului, aprobat în prima lectură și așteptăm de acum lectura finală pentru a putea debloca situația în privința terenurilor proprietate publică a statului și terenurilor proprietate publică a autorităților publice locale. Sperăm că după aprobarea legii date, deja s-a găsit și formula corespunzătoare în care vom reveni la delimitarea terenurilor care au fost înregistrate în mod arbitrar, condiționat în registrul bunurilor imobile. Ce ține de surplusul de teren, menționat caz concret care a fost lansat,
Vreau să menționez că, conform prevederilor legii 1308, suprafața terenului aferent necesar procesului tehnologic se aprobă de către Agenția Relații Funciare și Cadastru. Respectiv, în hotărârea Guvernului 1428 s-a stabilit un mecanism propriu-zis care stabilește procedura de elaborare și stabilirea terenului aferent. Conform punctului 5 din hotărârea Guvernului, până la stabilirea suprafeței, companiile licențiate în domeniul urbanismului elaborează schema terenului prin studiu de fizabilitate și argumentează necesitatea stabilirii terenului în cauză. Ulterior, în temeiul studiului de fizabilitate se elaborează planurile geometrice, care se prezintă Agenției Relații Funciare și Cadastru spre aprobare și care verifică suplimentar corectitudinea stabilirii suprafeții terenului. Da, ulterior, după ce se întocmesc actele date, se prezintă cererea către Agenția Proprietății Publice cu actele respective, Agenția Proprietății Publice are pârghia de a remite actele date, până acum avea pârghia de a remite Ministerului Construcției și Dezvoltare Regională pentru verificarea suplimentară a corectitudinii stabilirii suprafeții terenului. În privința terenului menționat la tribună, Agenția Proprietății Publice a remis prin scrisoare oficială a actele respective Ministerului Construcției și Dezvoltării Regionale, care a statutat că, de fapt, suprafața terenului a fost corect stabilită. Alte pârghii Agenția Proprietății Publice în aspectul stabilirii suprafeții nu are. La momentul de față nu există legislație. Ce ține de arenda, locațiunea terenurilor, da, într-adevăr, nu s-au, da, am remis doar scrisori în adresa beneficiarilor sau posesorilor de terenuri pe care sunt amplasate construcțiile proprietate privată, însă la momentul de față, ținând cont de faptul că cadrul legal legea 1308 nu ne permite încasarea în mod unilateral a plății, nu avem cadrul legal pentru a avea pârghie necesară de a încasa plata dată, cum o fac autoritățile publice locale, ceea ce necesită modificări în legea corespunzătoare. Atât la etapa respectivă, ceea ce am vrut să menționez. Dumneavoastră, cum a sedit o instituție nouă în administrația publică centrală? Atribuțiile date au revenit, practic, ce ține de administrarea terenurilor aferente, s-au introdus prin legea 121 în anul 2013. Însă și cadrul legal care reglementează procedura de dare în locațiune a fost, hotărârea guvernului a fost modificată în 2016. Și noi deja am inițiat, adică procedura de de ajustarea cadrului legal și de solicitare a proprietarilor care dețin construcții proprietate privată, adică spre legiferarea posesiei și folosinței. Adică până acum n-am avut asemenea pârghii. Bine, eu vă rog microfonul îl închideți cât o să vorbesc eu și invers, că camerele la vedere se orientează după microfon și nu înțeleg ce facem. Un an de zile o să mai aveți posibilitate să faceți niște trimiteri la ceea că sunteți o instituție nouă și o instituție care acum recent a intrat în administrația publică centrală, dar vreau să vă spun că dumneavoastră sunteți agenția proprietatea publică, da? Da. Cadastrarea și luarea la evidența proprietății publice este un obiectiv strategic al dumneavoastră, cel puțin să cunoașteți ce proprietate publică dispune statul Republica Moldova, fiindcă jumătate din ea astăzi nu este luată la evidență, nu este cadastrată și nu se asigură plata impozitelor în bugetul statului. Adică noi avem două lucruri proaste în această lume. Dacă dumneavoastră acum puteți spuneți încă niște lucruri că legislația nu e perfectă, peste un an de zile Curtea de Conturi să vă întrebe dar ce ați făcut pentru ca legislația să devină perfectă, fiindcă acum când este vorba despre reorganizarea administrației publice centrale, aveți toată posibilitatea să înaintați proiecte de lege în Parlament, să modificați legislația exact așa cum vă trebuie dumneavoastră pentru a duce la bun sfârșit aceste lucruri. Din partea noastră, Curtea de Conturi vine cu recomandări către Cancelarea de Stat și către Guvernul Republicii Moldova pentru a lua măsuri în acest domeniu, dar este foarte important inițiativa dumneavoastră. Asta ca o recomandare, nu o să vă spun eu. Membrii Curții, vă rog întrebări dacă aveți. Vă rog, doamna Andreeș. Mulțumim, domnul președinte. Întrebarea, deci, conform prevederilor legale, Agenția Proprietății Publice ține Registrul Patrimoniului Public. Registrul Patrimoniului Public conține, valoarea de bilanț a patrimoniului public a Republicii Moldova.
Avem și o hotărâre de guvern 675 prin care sursele de informare pentru ținerea acestui registru sunt dările de seamă care le prezintă autoritățile publice până la 15 aprilie Agenției Proprietății Publice. Spuneți-vă rog, deci recomandarea Curții de Conturi privind actualizarea sau actualizarea hotărârii de guvern 675 prin care ar fi asigurată și prezentarea informației din partea autorităților publice locale, informații privind bunurile imobile aflate în proprietate locală, ar aduce îmbunătățiri a informației, deci acestui registru de bunuri imobile. 1. 2. Cum Agenția Proprietății Publice actualizează hotărârea de guvern 351, despre care vorbim și dăm recomandări de fiecare dată când avem auditul proprietății publice? Vă rog mult! Mersi mult! Hotărârea 351, dacă vă uitați în regulamentul Agenției Proprietății Publice, agenția nu are abilități de a elabora politici în domeniu. Elaborarea politicilor și modificarea hotărârii 351 ține de competența Ministerului Economiei și Infrastructurii, nu Agenției Proprietății Publice. Ce ține de 675, actualizarea dărilor de seamă autorităților publice locale, noi avem un capitol, adică un capitol în hotărârea respectivă, însă autoritățile publice locale ne prezintă doar date generale, nu date specifice patrimoniului care gestionează. Considerăm că ceea ce la moment în regulament e destul de ok, pentru că de fapt este legea cu privire la descentralizarea administrativă care obligă autoritatea publică locală, având autonomie financiară și patrimonială, de a-și gestiona patrimoniul în modul corespunzător și a ține evidența în modul corespunzător. Și noi nu avem pârghii necesare și utile pentru a ține o evidență mai vastă și mai largă, inclusiv pentru autoritățile publice locale în aspectul dat. Adică noi ceea ce facem, o facem doar pentru stat, pentru proprietatea statului. Vreau să vă spun și eu că dumneavoastră nu aveți drept la inițiativă legislativă. Dar dacă o să așteptați când Ministerul Economiei o să vă înainteze proiecte de legi care țin de activitatea noastră, o să mai treacă, cred că, vreo 4-5 ani de zile. Când cineva zic că mai poate ajutăm și pe ăștia, că ei sărmani nu-ți gândesc ce au de făcut. De aceea, știți că atunci când iese o inițiativă și când o împingi, ajungi în Parlament și acolo încă trebuie să mergi să vă duci pe la bun sfârșit, să convingeți deputații în comisii parlamentare că este nevoie de această de modificare a legislației. Deci nu depinde de administrația publică centrală, de cei care au drept la inițiativă legislativă, dar nu dumneavoastră. Și vreau să vă spun că aveți în jur, cred că de vreo 17 legi, cel puțin, care ține de cadastrarea și de luarea la evidență a patrimoniului public, dumneavoastră trebuie să le modificați, de urgență. Că altfel o să întâlnim peste un an de zile și deja nu o să mai aveți posibilitatea să spuneți că știți, dar noi suntem o structură nouă. Vă rog, membrii cursii, dacă mai aveți întrebări. Nu aveți. Eu n-aș vrea acum... Aveți? Îndeopște, aveți întrebări? Vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Eu am o întrebare către Serviciul Fiscal de Stat. Există sistemul informațional cadastru fiscal. Acest sistem informațional generează o sumedenie de erori. Neincluderea bunurilor în impozitare, dublarea impozitării, calcularea greșită a impozitelor sau, dacă vorbesc de generarea rapoartelor, iarăși, în dependență, solicit raport pentru aceeași perioadă, în dependență de data când accesez sistemul, el îți generează date diferite. Spuneți-vă rog, cheltuielile pentru mentenanță, presupun eu, se ridică la sume frumoase. Ce se întreprinde pentru ajustarea acestui sistem necesităților reale și pentru asigurarea funcționalității lui? Mulțumesc. Mulțumesc, stimate domn președinte, stimați membri ai Curții de Conturi. Deci, sistemul informațional cadastru fiscal a fost creat cu scopul unificării și ține evidența tuturor imobililor cu imobililor evaluate în scopul impozitării, și anume evaluate în scopul impozitării. În partea își ține de deficiențele sistemului, noi ca serviciu, identificând anumite probleme, le ajustăm permanent. În partea își ține de extragerea diferitor rapoarte cu date eronate, nu au fost identificate de către noi asemenea extrageri sau asemenea rapoarte, tot depinde de condițiile de formare a raportului și de către persoanele care îl formează. Adică sunt nivele diferite sau accesuri sau persoane cu restricții și cu accesuri diferite la sistem. Unul poate să-l vadă pe un teritoriu administrat, altcineva poate să vadă pe întreg teritoriu
mă refer, de exemplu, la municipiul Chișinău sau alte localități, că sunt niveluri diferite de acces și în dependență de nivelul care accesăm, rapoartele sunt diferite. În parte și ține de evaluare sau mentenanța sistemului, nu am să dau cifre azi, nu cunosc care sunt cifrele de mentenanță, ele nu sunt atât de mari că modificări sau ajustări esențiale la acest sistem nu au fost făcute de la crearea lui, esențiale. Asta este la întrebarea dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, referitor și la careva recomandări în parte... Vă rog, chiar vă rog. În parte, la raport, a să mă refer la o recomandare în partea... O secundă. Registrul mai aproape din noastră. Așa e, da, acum pregunta. Mai aproape? Da, mulțumesc. Deci, recomandarea numărul 3 e ca serviciu fiscal să asigure efectuarea controlelor de rigoare la rândașii sau locatari bunurilor imobiliare ce primesc în arendă bunurile autorităților publici. Deci serviciul fiscal la moment nu poate asigura pentru fiecare contribuabil sau asigurarea efectuării controlelor în dependență de bunurile care le primește în locațiune. Serviciul fiscal efectuează controlele date în baza riscurilor care le identificăm și în baza controlelor totale planificate verificăm și aspectele date. Și o altă recomandare în parte și ține de modificarea formei de raportare a impozitului pe bunurile imobiliare BIR 17 cu introducerea în forma raportului a numărului cadastral să suprafață valoarea estimată, valoarea contabilă pentru fiecare bun. Acest fapt va duce anume la modificarea sistemului informațional ce va costa destul de suficienți bani pentru a modifica, va duce la îngreunarea întocmirii asemenea acestui raport, atât și din partea contribuabilului, cât și din partea procesării, din partea serviciului fiscal și iar vor fi cheltuieli suplimentare și mai mult ca atât va crea un aspect neplăcut în societate. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu, domnul Rotaru, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte, tot la serviciu fiscal. În contextul în care ne-a spus că în derlit seama dacă e corect, adică s-ar include toate bunurile imobile cu specificațiile tehnice, adică ar îngrijora la raportare. Atunci ne-a spus că prin sistemul nostru de efectuare analizei privind riscurile, include sau nu include verificați anumite agenți economici. Poate ar trebui ca în condițiile pe care, indicatorii de risc pe care expun, să vedeți și faptul că, de exemplu, dacă aveți acces la cadastru, când un anumit agent economic beneficiază, spunem, de arendă sau de intră în proprietatea anumitor teren, să fie ca un sos de verificat ulterior dacă el calculează și achită corect impozitul bunurilor imobiliare. Și vorbim de un anumit prag, nu vorbim de 10 ani, adică vorbim de anumit prag pe care dumneavoastră trebuie să-i stabiliți. Și ce sunt de raportare, spune că o să îngrilez, care ar fi alte soluții pe care dumneavoastră, dacă ați aplica-o, ar cumva ar stimula și ar urmări mai tehnic raportare și țin impozitul bunurilor imobiliare, pentru că pentru inspectorat fiscal, din păcate, nu este o prioritate. Sunt alte impozite mult mai importante pe care dumneavoastră le monitorizați. Dar oricum și impozitul bunurilor imobiliare, pe de o parte, asigură și autonomia financiară a autorităților publice locale, cumva a devenit cu niște aspecte tehnice pe subiectul ăsta. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Deci, referitor la prima întrebare, serviciul fiscal va examina posibilitatea includerii în careva niveluri de riscuri, anume a bunurilor, a contribuabilor ce iau în locațiune încomodată anumite bunuri ale autorităților publice. Și referitor la identificarea unui alt sistem tehnic de a depista plinitudinea tuturor bunurilor care sunt date în locațiune, dacă se achită impozitul pe bunurile imobiliare sau nu, noi
ca soluție avem o propunere de genul ca autoritatea care acordă în coțiune asemenea bunuri să țină evidența dată, după care să ne informeze în anumite circunstanțe ca noi să verificăm momentele date în cadrul controlelor efectuate de serviciu fiscal. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc și eu, domnul Munteanu, vă rog. Mulțumesc. În sală avem prezență reprezentanții administrației publice locale, Soroca, Edines, dacă nu greșesc, Cahul, Consiliul Raional. Eu am o întrebare, deci, autorităților publice locale. Atunci când se discută despre insuficiența mijloacelor financiare, anume de către reprezentanții APL-urilor, tot timpul, deci, se găsesc scuze că nu putem face un alt ret dacă nu avem suficienți bani. Dar totodată există o sumedenie de rezerve care nu se valorifică în modul cuvenit. Și aici mă refer la gestionarea terenurilor, patrimoniului public în special. Și vreau să vin cu două exemple. Unul ține de stabilirea suprafeței terenurilor aferente obiectivelor privatizate atunci când un bun imobil cu suprafața de 60 de metri se realizează terenul aferent de 70 de ari sau, bine, în proporții care nu corespund realității. Deci am avut situația când terenul privatizat, ca teren, procurat ca teren aferent, a fost după asta împărțit dintr-un bun imobil, format câteva terenuri, din care vreo două, trei s-au vândut pentru sub construcții, pentru construcția spațiului locativ sau fie cu alte destinații, iar alt teren a rămas în posesia solicitantului de teren aferent. Adică proces tehnologic îi permite să utilizezi terenul ca exemplu de jumate de hectar, pe când în realitate se vinde teren de un hectar, două și mai mult. Aici este o rezervă și a doua rezervă, iată, ține nemijlocit de autoritatea publică locală. Consiliile locale au dreptul să stabilească în mod unilateral plata de arendă pentru folosirea terenurilor aferente. Aceasta este o rezervă foarte mare și resursele pe care le-ați putea încasa se ridică la ordinul zecilor de milioane, per total, dacă se vorbesc, nu concret de fiecare autoritate în parte. De ce nu se aplică această pârghie? Aveți obiectivele, aveți proprietarii, aveți suprafața terenurilor aferente. De ce nu o aplicați? Dumneavoastră doar trebuie să o stabiliți de la 2 la 10%. Consiliul decide, iar ei sunt obligați să o achite. De ce nu se întreprind măsuri în vederea încasării acestor surse? Soroca sau Edines? Mulțumesc. Eu vreau să Soroca să întreb domnul său, nici la trecut nu a fost la noi la ședință. E bolnav? Da. Dar vă jumătate de anul nu tot era bolnav, da? Bine, atunci vă rog dumneavoastră, dar veniți să vă așezați aici, lângă domnul ministru. Este microfon acolo? Eu vă rog. Stimat președinte, stimați audiență, vreau să vă spun că... Domnul Bordea. Vreau să vă spun că la ziua de astăzi multe întrebări sunt legate de istorie. Vreau să vă spun că în 2005, când a fost inventarierea, atunci nu s-au dovedit, nu s-au făcut multe acțiuni ca să scoatem în capăt. La ziua de astăzi, dacă noi vorbim că trebuie de făcut careva inventarieri la bunurilor imobile, practic bugetul primăriei nu o să fie posibil. Dacă noi ne uităm că bugetul primăriei undeva e 45 de milioane, dintre care 30 și ceva sunt numai cheltuieli de menținere a grădiniților, a școlilor și cât salariul funcționarilor. Restul rămâne la cel amenajarea teritoriului. Eu vreau să vă spun că în Consiliul care merge vorba la moment, la noi spune discuții, mai ales și cazuri de vânzare a terenurilor aferente, practic n-au fost. Asta e ce a fost practic în istoria anilor precedență. Vă rog, domnul Munteanu, dumneavoastră închideți, vă rog, pe clipul microfonul. Vă rog mult, Soroca. Vă rog, domnul Munteanu. Mulțumesc. Deci, domnule viceprimar, eu vreau să vă spun că nu știu dacă cu siguranță o să puteți răspunde cât ar costa înregistrarea unui teren la UCT, dar cu siguranță cheltuieli, veniturile pe care le-ați putea încasa din arendă ar depăși cu mult aceste cheltuieli ale noastre. Așa că nu veniți iară cu scuze de genul nu avem suficienți bani. Vă spun că ar depăși
cu siguranță și nu odată și nu de două ori. Bine, doamna Andrușca, vă rog. Dacă îmi permiteți, dumneavoastră vorbiți despre care inventarierii din 2005, fiindcă conform legii inventarierii, inventarierea trebuie efectuată în fiecare an a bunurilor și patrimoniului public. Deci inventarierea sunt persoane responsabile din cadrul autorități publice locale care sunt obligate după fișa de post să participe și să participe la această inventariere. În caz de neparticipare înseamnă că toate rapoartele dumneavoastră prezentate organelor, ele sunt denaturate, fiindcă nu este efectuată inventarierea bunurilor patrimoniale. Și același registru care îl deține astăzi APP-ul în contextul municipiului Soroca, reiesc, el nu este corect. Deci, dumneavoastră, prin asta, la această ședință, spuneți că inventarea a fost făcută ultima dată în 2005. Deci, noi astăzi avem date incorrecte. Inventarea trebuie făcută, acolo nu trebuie bani, trebuie omul să iasă în teren, să nu stea în birou și să ducă să facă inventarierea cantitativă și calitativă a bunului, fără aspecte tehnice, în cazul când este nevoie de specialiști care trebuie cunoștințe sau specializare inginerească sau de alt gen. Mă scuzați. Ok, haideți acum, eu vreau, domnul Groza, dumneavoastră ați fost în unii, domnul Groza, că acolo... Groza. Domnul Groza, ce scuze, că nu-i pus accentul, dacă era în limba franceză, acolo era accent grav deasupra post, dar dumneavoastră... Domnul Groza, s-a vorbit în raport că din motivul că n-ați calculat corect impozitele, este un prejudiciu cu 450 de milioane. Este vorba despre tarea veniturilor și toate chestia asta. Adică, cum vă formați dumneavoastră bugetul și dacă aveți nevoie de bani? Și dacă banii ăștia puteți să-i luați, sau nu-i luați? Domnul ședinte, mulțumesc de întrebare. Onorată curte, am vrut să mă expun și la ceea ce a spus domnul Munteanu în privința că sunt anumite posibilități de a strânge surse financiare. Ceea ce spunea și domnul Grozavu, cu regret, consiliile municipale și alte consilii, de multe ori sunt consilieri care au cu interesă politizate și anume din cauza aceasta să recunoaștem că cel mai greu este atunci când anumiți consilieri au anumite interese. Dacă se refer la Consiliul Regional Cahul, la subiectul dat, care a fost raportul care a fost făcut de Curtea de Conturi, în primul rând vreau să-mi exprim mulțumirea pentru auditori care au fost și ne-au recomandat și ne-au arătat anumite greșeli. Deci asta este important pentru că noi vedem în acțiunile curții un ajutor pentru noi ca să vedem acele venituri ratate. Noi vom evalua și vom discuta în cadrul ședinței de Consiliu Regional, vom discuta rezultatele acestui audit care a curții de conturi și desigur că vom lua atitudine și vom reactualiza și vom actualiza contractul cu investitorul care a fost câștigat prin concurs. De asemenea, vom ține cont de faptul că acele angajamente care au fost făcute, luate de investitor să fie respectate și că noi să putem să avem acele venituri care le putem avea în cadrul Consiliului Regional Cahul. Bine, vă mulțumesc. Întrebări, stimați colegi, membri curții. Nu aveți, da? Haideți, noi în linii mari avem nevoie încă de vreo oră de vreme să lucrăm asupra hotărârii, o să ne tragem de liberare. Dar eu vreau foarte mult să rog domnul ministru Usată și cei de la proprietatea publică, doamna Cibotarean, este chestie care noi o repetăm din an în an. Atunci când deja ajungi la un subiect care se întâmplă, de ce nu se întâmplă chestia asta? Nu avem bani. De ce n-ați cadastrat până în momentul față? N-avem bani. De ce n-ați luat la evidență proprietatea publică? N-avem bani. Și lucrul ăsta, el este o chestie obiectivă până la urma urmei, că nu poate să funcționeze din lipsă de resurse financiare, noi nu putem să luăm o parte a patrimoniului, să-l cadastrăm și să-l luăm la evidență. Asta înseamnă că noi nu plătim, că este lipsa deja impozitelor pe acest patrimoniu, etc., etc., și cel mai strașnic, că el se ruinează și se epuizează ușor, ușor.
De aceea este foarte important și noi o scrim în hotărâri ca recomandare să identificăm surse necesare pentru a finaliza procesul de cadastrare și de luare la evidență a bunurilor sau a proprietății publice statului. Că statul, într-o bună zi, spui în baza sistemului informațional, noi avem ce volum are statul astăzi. Statul nu știa azi de ce dispune, fiindcă este lipsă evidența. Asta este o mare rugăminte. Noi să ne tragem deliberări, o să lucrăm asupra hotărârii, avem foarte mult de lucrat asupra hotărârii, că este vorba și de niște ingerințe care vin din partea, n-aș vrea să zic, dar sunt judecători care iau decizii pe care noi ne deranjează atunci când în parcul Valea Trandafirilor se dă un teren de 2 hectare prin decizia judecății ca cineva să construiască acolo spațiu locativ, să tăiem brazi, să tăiem copaci și... E ok, poate e greșeală, dar n-am văzut cum au reacționat șefii la judecătorii ăștia. Noi și aici vrem să încercăm, dar fără să deranjăm pe cineva, că justiția, știți că este independentă la noi și nu putem să ne băgăm peste ea într-un fel, dar noi oricum îți găsim și recomandări în așa modalitate ca este imposibil atunci când un consiliu sau, să zicem, un sistem în baza primăriei care sunt specialiști în arhitectură, în domeniu, greșesc și vine un judecător care are experiență mai puțin în construcții și în arhitectură și dă o decizie că în ograda ambasadei Franței se construiește o clădire cu 16 etaje. Adică sunt niște lucruri care strigă la cer și noi vrem să le identificăm pe toate, să încercăm împreună să găsim hotărâri și prin recomandările noastre poate noi o să încercăm să modificăm acest viciu care el este prezent deja vreo 10 ani de zile pe piața funiciară din municipii. Avem foarte multe decizii, noi avem evidență la toate deciziile acestea, dar vedeți că cine e cel care dă certificat, a fost corect sau nu a fost corect. Curtea de conturi în cazul justiției nu poate să facă aceste lucruri. Dar poate să facă aceste lucruri în cazul entităților care sunt supuse controlului. Eu vă mulțumesc pentru activitate. Vă rog să luați în serios acest raport. Este unul foarte voluminos. E foarte greu de lucrat cu acest raport, dar îl ducem până la bun sfârșit și noi o să venim peste o perioadă de 6 luni de zile. O să fie recomandări pentru 12 luni de zile. O să le ținem la control și eu cred că peste un an, când o să venim încă o dată, o să ne întâlnim în cadrul curții ședinței de conturi în privința raportelor ce ține de aceste chestiuni, eu cred că o să fie mai puține întrebări. Rolul Curții de Conturi nu este numai depistat și atrage la răspundere pe cei vinoveți. Noi vrem să vă ajutăm ca să vă fie mai ușor să vă descurcați în aceste procese care sunt unele anevoioase și chiar grele pentru unii. Domnul Antilă, noi am avea un comentariu până închide ședința. Ministerul Finanțelor. Da, chiar vă rog. Mulțumesc mult. Veronica Vrăgaleva, Ministerul Finanțelor. Dumneavoastră ați făcut o remarcă care poate dacă nu ați fi făcut-o la finalul ședinței, mă abțineam de la comentariu și doar făceam în scris. Atunci când noi vorbim despre faptul că o să fie acordate anumite recomandări din partea Curții de Conturi, noi înțelegem că ele sunt și recomandări, dar și cerințe. Da? Adică noi cu tot respectul ne atârnăm față de aceste recomandări și le considerăm practic imperative, rezultate dintr-un act normativ pe care noi vrem să-l respectăm. Totuși atunci când se iau anumite recomandări sau decizii care a priori, adică din start, ar putea să nu fie realizate, noi trebuie să vă atragem atenția, dumneavoastră în alții curți, despre acest fapt. Și o să ne referim în cazul dat la bugetarea suplimentară a unor resurse din partea bugetului de stat pentru a fi făcută această evaluare. Dacă este să ne referim la ultimele perioade, 2016-2017, inclusiv prognoza pentru 2018, noi înțelegem gravitatea acelui fapt că o bună parte din bunurile care sunt aflate pe teritoriul țării, pe teritoriul autorităților locale, nu sunt evaluate, ceea ce duce la neîncasarea anumitor surse proprii care ar putea fi utilizate, desigur, pentru dezvoltarea acestor comunități. Pe de altă parte, în raportul Curții de Conturi, cu toate că în repetate rânduri s-a făcut constatarea lipsei mijloacelor financiare pentru evaluare, noi nu am văzut o cifră cât ar costa asta. Și dacă bugetul aprobat anual ar putea acoperi această evaluare care este menționată. Respectiv, dacă intenționați să veniți cu o precizare legată de majorarea cuantumului bugetat și ca să nu vorbesc în van, pot să vă zic că în 2016 s-au bugetat circa 6 milioane de lei, în 2017 s-au bugetat 12 milioane de lei, din care jumătate
jumătate doar au fost valorificate și în 2018 s-au bugetat 14,4 milioane de lei pentru această activitate. Dacă credeți că această contribuție din partea bugetului de stat nu este suficientă și vorbiți despre necesitatea majorării acestea, noi vă rugăm să veniți în raport și cu o estimare a aceea cât ne-ar costa și un impact, în cât timp la bugetul de stat sau la bugetele locale ar putea să vină înapoi acei bani sub formă de impozite care există la zi. Asta este prima remarcă și a doua remarcă, nu mai puțin importantă, ține de o recomandare care e dată Ministerului de Finanțe pe, ca să nu compun, revizuirea prevederilor codului fiscal privind modul și criteriile de acordare a scutirilor la impozitul bunuri imobiliare. Din perspectiva noastră, astfel de decizii cu privire la revizuirea sau non-revizuirea codului fiscal sau altor acte normative țin exclusiv de oportunitatea aceasta, țin exclusiv de prevederile, de împuternicirile acelor autorități publice centrale care sunt împuternicite cu acest drept. Explic de ce. Atunci când noi vorbim revizuirea modului și criteriilor acordate a scutirilor, noi de asemenea nu am văzut cât ar costa asta la nivel global, la nivel de țară. Ori, de fiecare dată când noi încercăm să introducem, excludem o scutire din codul fiscal, care de altfel sunt destul de multe și noi cunoaștem asta toți, unele mai bune, altele mai rele, unele mai stimulatorii, altele mai puțin stimulatorii, totuși oricare intervenție pe partea de și revizuire a unei scutiri necesită o analiză de impact care trebuie să stea în spate. Ori în raport noi nu am văzut o analiză de impact și considerăm absolut necesar excluderea punctului, da, deoarece el nu trebuie să facă parte într-un raport de conformitate, chiar dacă acesta este asociat auditului de performanță, deoarece raportul de conformitate chiar în baza legii ar însemna constatarea anumitor măsuri care trebuie, care conformitatea organelor cu prevederile legii și nu ar trebui să presupună propuneri de modificare a legii într-o formă sau alta. De aceea noi vă rugăm foarte mult să revizuiți acest punct. Și doar cu titlul de concretizare s-a menționat că până la ziua de astăzi nu au fost făcute modificări în normele metodologice cu privire la evidența contabilă în sistemul bugetar. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu colegii Curții de Conturi și chiar vă mulțumim, noi am apreciat aceste discuții, noi am operat modificări în acest ordin încă în decembrie 2017 și vă rugăm frumos acest fapt de asemenea să fie reflectat. Noi neapărat fiecare din aceste obiecții le vom prezenta și în scris și vă rugăm să atrageți atenția asupra acestora. Mersi. Neapărat partea a doua a întrebării noi o să tragem atenția, dar ce ține partea a prima întrebării? Curtea de conturi trebuie să calculeze câți bani este nevoie pentru cadastrare? Nu. Curtea de conturi spui că în conformitate cu legea 5 ani în urmă trebuie să termini procesul de cadastrare. El nu s-a finalizat. Și s-a finalizat fiindcă de fiecare dată unul explică că nu sunt bani. Așa? Noi o să propunem prin recomandările noastre proprietății, agenției de proprietate publică, ca ei să-și cadastreze și să ia la evidență tot patrimoniul statului. Ei trebuie să calculeze de suma cât au nevoie de bani și trebuie să planifice banii ăștia în buget. Suma este așa de mare că noi nu putem să planificăm pentru un an, nici pentru doi, nici pentru trei. Eu cunosc suma asta. Este vorba de miliarde, nu este vorba de milioane. Dar noi trebuie să finalizăm chestia asta. Curtea de conturi nu o să calculeze cât este necesar. Curtea de conturi îți dă indicații ca să fie respectată legea. Legea spune că toate bunurile publice trebuie să fie cadastrate și luate la evidență, așa? Indiscutabil. Atunci, peste jumătate de an, când dumneavoastră o să faceți evaluarea, în caz în care să veniți cu această recomandare, ea trebuie să fie exact în acest sens și să nu implice a priori acceptarea acelei sugerări de buget care o să fie din partea oricărei autorități. Este foarte important wording-ul, cum noi formulăm aceste recomandări. Sunt convins că de ce, cum sunt formulate așa, depinde deja și cum o să fie ele implementate. Îmi dau seama, dar credeți-ne că noi lucrăm foarte mult asupra acestor recomandări și cât de bine ar fi ele formulate, constatăm anul viitor că ele nu au fost implementate. Dar îmi pare bine de ce a spus dumneavoastră, noi o să luăm în calcul. Ați vrut să spuneți ceva? Mulțumesc, domnul președinte, Agenția de Relații Funcționale și Cadastru. Noi, în principiu, ne-am spus asupra raportului, ar fi foarte bine, într-adevăr, și la ședința de astăzi, pentru că și la ședința care au avut loc și mai înainte, noi am discutat aceste subiecte,
Și foarte bine spun colegii de la Ministerul Finanțelor că să fie niște priorități pentru țară în domeniul respectiv. Și vreau să spun că calculele estimative la costuri sunt deja reglementate în unele acte normative. Ce se referă? La bunurile imobile care sunt neînregistrate în ziua de azi, ele sunt concretizate, astea sunt 550 de primării, sate care trebuie făcut lucrările cadastrale. Aceasta merge vorba despre hotărârea 1030, care a fost optată în implementarea, deci realizarea cadastrului bunurilor imobile. Pur și simplu, aceste costuri trebuie ajustate la situația de zi. În primul rând, trebuie să începem la ce că evaluarea bunurilor imobile, aceasta este etapa finală. Și cadastrul fiscal pe Republică este etapa finală. Întâi trebuie să finalizăm cadastrul juridic. Ce se referă la... s-a vorbit, delimitarea terenul proprietate publică, care sunt înșuși de bunuri, peste jumătate de terenul din Fondul Funciar al Republicii Moldova, este 1500 de hectare. Sunt foarte multe bunuri. Prioritar trebuie să începem cu această lege, implementarea legii 91 și aprobarea. Dacă mergem pe varianta programului de stat cu privire la crearea cadastrului bunurilor, atunci trebuie să ne reîntoarcem la programul pe care agenția l-a prezentat. Deja avizat cu toate ministerele, către Ministerul de Finanțe, găsim sursele respective, că acolo sunt și indicate și sursele de câți bani este nevoie pentru a efectua lucrările date. În fine, ce se referă la delimitare și înregistrare, pentru că aceste lucruri se finalizează cu înregistrarea lor în Registrul Bunurilor Imobile. Apoi realizarea hotărârii 1030, acele 550 de localități care nu este finalizat cadastru în intravilanul localităților, ce este o neechitate în societate. Unii cetățeni deja dispun de acest drept. Sunt înregistrate bunurile, alți cetățeni, când în sate vecine, acest lucru nu este efectuat. Asta depinde și de costuri la lucrări cadastru, asta depinde și de informații pe care el trebuie să o primească și din Registrul Bunurilor Imobile, inclusiv și la lucrările cadastrale selective, care astăzi, ziua de astăzi, cu piața derulează, viața derulează, omul dorește. Deci sunt niște lucruri care clar trebuie să determinate și poate chiar și în ședința de azi, și în recomandările pe care dumneavoastră le-ați pregătit, să indicăm aceste priorități. Sunt câteva lucruri care eu consider că trebuie să reglementate și de guvern și de parlament, unde sunt, pot fi luate decizii politice între aceia ca lucrurile să fie îndeplinite. Dar este foarte mult necesar anume pentru aceia că banii publici, banii bugetelor care majoritatea se acumulează de la veniturile pe care le au din sursele respective, din gestionarea economică a fondului funciar. Se mulțumesc. Da, vă mulțumesc și eu. Da, și încă o remarcă. Reevaluarea, da, în titlul 6 codului fiscal privind reevaluarea bunurilor, foarte multe. Și cetățenii intervin cu diferite petiții, cu diferite interpelări către noi, către Ministerul de Finanțe, între ce. De ce nu se face reevaluarea în ziua de astăzi? Da, într-adevăr, documentul este pregătit. Noi din 2011 promovăm această hotărâre de guvern. Poate este necesar să ne reîntoarcem la acest subiect și colegi la Ministerul Finanțelor. E clar că sunt și alte decizii, dar să discutăm acest subiect și să-l implementăm, pentru că el este foarte necesar. Prețurile de piață și prețurile din evaluate incluse în registrul nu coincid în ziua de astăzi. Sunt foarte multe neglijențe. Eu n-aș vrea ca să ne luați complicii pe noi. Curtea de Conturi nu participă în politicile statului, în nicio formă. Curtea de Conturi controlează implementarea politicilor statului. De aceea, în politicile statului noi sunt aceste chestiuni. De ce nu le-a făcut până acum, întrebarea Curții de Conturi este? Au fost termeni, au fost persoane concrete, responsabile entități și până de azi chestia asta nu s-a făcut. Și noi vă spunem ca recomandare, vă dăm că să faceți chestiile sante, asta nu înseamnă că noi cu voi împreună hotărâm întrebările astea, nu. Ele vă rămân după voi și voi trebuie să duceți până la bun sfârșit. Entitățile care sunt responsabile de chestia asta. Domnul Dean, ați avut o întrebare? Da. Către Agenția Relații Funciare și Cadastru, iată aici, noi punctele slabe, neajunsurile care există, le cunoaștem cu toții. Răspuns la întrebări o să găsiți în raport, în recomandări, în cerință. Dar există rezerve pe care dumneavoastră nu le-ați valorificat. Și aici vin cu obiecții chiar privitor activității dumneavoastră.
care ține de evaluarea în scopuri fiscale, vorbim a bunurilor imobile. Noastră ați avut resurse planificate, faptul că nu ați executat câteva odată, una la mână, doi la mână, în loc să veniți cu, să asigurați procesul de finalizare a evaluării în scopuri fiscale, agenția a venit cu reevaluarea specială a bunurilor, care, a bunurilor deja evaluate, care s-a dovedit a fi cost ineficientă. Deci cheltuielile de reevaluare depășau de zeci de ori majorarea anuală a impozitului. Deci țineți cont și de asta. Pentru că nu există nicio explicație logică la aceste reevaluări. Mulțumesc, domnul președinte. Da, mulțumesc și domnul Muteanu. Vreți să spuneți ceva? Da, dacă ne permiteți. Să vă prezentați, vă rog. Sunt Olga Bozu, șef serviciul de evaluare a bunurilor imobile, Agenția Relației Funciare și Cadastru. Aici, într-adevăr, trebuie de făcut o remarcă la prezentarea misiunii de audit a Curții de Conturi, că la noi există două noțiuni. Reevaluarea bunurilor imobile în sensul recalcularea valorii. Procesul acesta nu se aplică în țară, niciodată nu a fost implementat, deși există metodologie. Toate întrebările reflectate în raport țin de reevaluarea specială. Ce înseamnă reevaluarea specială? Evaluarea bunurilor imobile noi, care au fost construite sau formate după efectuarea evaluării primare masive. Adică, pur și simplu, evaluarea obiectelor care au apărut după anii când a fost efectuată evaluarea totală a bunurilor imobile. Deci noi nu avem drept să facem reevaluarea generală, doar evaluarea specială, care duce la satisfacerea principiului echitatea socială, că toți contribuabili trebuie să achită impozit conform unui nivel stabilit de prețuri. E foarte important și dumneavoastră și vă dorim succes că acest lucru să se întâmple până în sfârșit. Pur și simplu, domnul Muteanu, avut în vedere că era un proces de evaluare și nu l-ați finalizat, nu l-ați dus până la capăt, dar ați început un alt proces deja de reevaluare. Despre asta este vorba, adică ați avut un buget care trebuie să-l duci până la bun sfârșit, nu l-ați dus și ați început deja alt proces. Banii cei care i-ați cheltuit pentru evaluare era suficient să duci până la bun sfârșit evaluarea. Asta este în raport, să vă uitați atent și o să-mi dați chiar și răspuns cum vedeți dumneavoastră lucrurile astea. Onorată asistență, eu aș finaliza ședința Curții de Conturi. Noi să ne retragem în deliberări și o să lucrăm asupra hotărârii Curții de Conturi. Eu vă mulțumesc pentru participare. Pe cei care nu i-am întrebat sunt superi, că au venit de departe și nu i-am întrebat nimic din apeleuri, dar o să ne mai vedem pe aceste chestiuni. Este o întrebare foarte importantă și noi trebuie să o ducem până la bun sfârșit. Nu e de un an de zile, de doi, de trei, dar trebuie cel puțin să tindem, să mergem spre realizare definitivă a tot ce ține de cadastrare și de luare la evidență a patrimoniului public. Eu vă mulțumesc, vă doresc succes în activitate. Echipa de audit rămâne pe loc.